În luna iunie au fost controlați 122 de agenți economici. Cu prilejul acestor controle au fost aplicate o serie de sancțiuni și amenzi care însumează peste 120.000 de lei. De asemenea, au fost depistați 11 angajatori la care lucrau persoane fără forme legale de angajare. Cuantumul amenzilor aplicate pentru munca fără forme legale a fost de peste 100.000 de lei. În ceea ce privește domeniul securității și sănătății în muncă, au fost aplicate un număr de 18 sancțiuni. În domeniul securității și sănătății în muncă, deficiențe constatate au fost lipsa unei semnalizări de securitate și sănătate în muncă corespunzătoare, nerespectarea periodicității controlului medical pentru lucrători, mașina de dejantat și de echilibrat roți nu era legată la împământare și lipsa aerisirii în laboratorul de preparare vopsele. În luna iunie 2015, inspectorii de muncă au participat la 11 ședințe ale comitetelor de securitate și sănătate în muncă, organizate de 11 angajatori, cu peste 50 de lucrători, ședințe în cadrul cărora dialogul real între partenerii sociali, patronat, sindicat, reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice și reprezentanții instituțiilor statului a avut ca obiect îmbunătățirea securității și sănătății în muncă la nivelul unității, respectiv propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare și funcționare. Un alt aspect important adus la cunoștință de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț a fost stabilirea salariului de bază minim brut pe țară de la 1 iulie 2015 și măsurile care vor fi aplicate în cazul nerespectării acestuia de către angajatori. Începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la 1050 de lei lunar, conform articolului 1 alineatul 2 din hotărârea de guvern amintită anterior. Salariul de bază este minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește pentru un program complet de lucru de 168,667 de ore medie pe lună în anul 2015, reprezentând 6,225 de lei pe oră. Stabilirea pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la articolul 1, alineatul 2, începând cu 1 iulie 2015, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă de la 1000 de lei la 2000 de lei.